că dacă vreți să-l vedeți pe Cătălin, și da, și pe noi, intrați acolo. Bună dimineața, Cătălin! Bună dimineața! Bună dimineața! Nu e o mare greșit să mă vedeți pe mine, dar desigur, pe băieți îi puteți vedea, pe realizatorii. Să vorbim astăzi un pic despre un caz dureros din armata română, dar necesar. Discuția este necesară. Oamenii probabil că își amintesc cum 8 militari ai armatei române au murit pe 2 martie anul acesta, la foarte scurt timp după ce Rusia atacase Ucraina, fără legătură cu asta, dar în acel moment toți ne-am întrebat ce se întâmplă, pentru că un MiG-21 și un elicopter IR Puma au căzut la scurt timp unul după celălalt, în seara zilei de 2 martie, spuneam, era o zi de miercuri, și oamenii au spus despre ce e vorba, ce se întâmplă. După aia au apărut datele oficiale de la Ministerul Apărării și astăzi, de fapt ieri, au apărut în libertate, a apărut primul episod, astăzi oamenii găsesc pe site al doilea episod și ascultătorii Europa FM află că datele furnizate atunci de Ministerul Apărării Naționale nu erau corecte. Adică anumite date nu erau corecte. De unde știm asta? Din dosarul penal, care se lucrează de 7 luni, nu s-a lucrat foarte mult din ceea ce spun martorii, dar cei care au văzut elementele din dosarul penal și au vorbit cu noi și am încercat să reconstituim ce se știe sigur în acest moment, pot spune următoarele lucruri. Au murit într-adevăr 8 oameni. Unul dintre ei era pilotul MiG-ului și 7 dintre ei erau salvatorii trimiși la foarte scurt timp după aceea ca să încerce să-l caute și să-l salveze pe pilotul MiG-ului. Vremea era îngrozitoare. Nu a fost un singur MiG în aer atunci, au fost 2 și nu s-a știut până astăzi, și ascultătorii Europa FM o află, că pilotul cel de-al doilea MiG a încercat să-l vadă unde a căzut colegul, s-a îndepărtat pentru că vremea era foarte, foarte proastă. Din gea erau conții de givraj, adică de depunere de gheață pe palele elicopterului, în cazul elicopterului, și al doilea pilot a comunicat turnului de control de la baza Mihail Cogălnicianu, unde era așteptat elicopterul, că vremea este foarte, foarte proastă. Deci baza Cogălnicianu și statul major al forțelor aeriene ale României știau acest lucru. Evident că știau și de la fața locului, știau din prognozele meteo, știau din buletinul meteo pe care l-aveau la dispoziție, dar au știut și de la pilot. Mai mult decât atât, a existat un elicopter american al forțelor Statelor Unite, tot de la Cogălnicianu, care a încercat să ducă în direcția aceea, s-a întors după câteva minute. Și mai mult decât atât, Smurdu însuși, după accidentul elicopterului românesc, nu s-a ridicat de la sol. Deci 2 elicoptere, unul al armatei americane, celălalt al Smurd, nu s-au ridicat de la sol din cauza condițiilor meteo, s-a ridicat un singur elicopter și 7 oameni au murit. Zborul în sine, despre care s-a spus, de altfel zborul a durat doar 8 minute, zborul elicopterului. Ori publicul și familiile până astăzi, în mod oficial, știu că elicopterul, ar fi zburat de 3 ori mai mult. Ceea ce nu este adevărat, potrivit informațiilor pe care le avem de la oamenii care au văzut dosarul penal care este cercetat la parchetul militar București. Sunt multe date despre care oamenii nu știu, pe care am început să le publicăm. Sunt foarte multe mărturii și au început și primele tensiuni majore, aș putea să spun, pentru că ministrul Dâncu a mărturisit că a existat până acum un singur responsabil pentru ceea ce s-a întâmplat acolo, dar nu pentru catastrofă în sine, ci pentru felul în care s-ar fi purtat comandantul bazei Mihail Cogălnicianu, un comandor, un om care fusese șef de altă bază, de escadrilă și așa mai departe. Deci un foarte important în structura armatei române. Vasile Dâncu ne-a spus că a fost dat afară, că era un idiot, că s-a purtat urât cu familiile, că a dat vina pe piloți și că practic armata a scăpat de el. Am legătura și cu ofițerul respectiv, care spune că nu e adevărat. O să-l dea în judecată pe Dâncu, că el habar n-are, era șeful bazei, dar spune că habar n-are cine a dat ordinul de decolare și că el n-a știut decât în momentul în care elicopterul a căzut. Cătălin? Da, eu sunt aici. Mă oprisem pentru că multe dintre mărturiile familiilor celor 7 oameni care au murit în această operațiune sunt extrem de dureroase. Împreună cu colega mea, Iulia Roșu, am început să le consemnăm. Oamenii le găsesc, cum spuneam, pe libertatea.ro.
Ei spun așa, și asta e un lucru foarte important. Furia nu ajută la nimic în momentele astea. Suntem familii de militari și este o jignire să ni se spună că suntem niște oameni soții. Erau cei șapte aveau 12 copii, de care unul dintre ei nici nu știa că să aibă un copil, se va naște în curând, el a murit fără să știe că va avea un copil. E vorba de chiar de copilot. Și ei spun așa, este o jignire să ni se spună că suntem niște văduve isterice și niște familii care nu înțelegem ce se întâmplă în viața militară, înțelegem foarte bine riscul în viața militară. Foarte mulți dintre ei, de alminter, sunt copii al unor foști militari sau frați, au frați în armată de asemenea. Mesajul lor este următorul. Nu suntem niște isterici. Știm că se poate muri în armată. Știm că există riscuri și în vreme de pace. Ceea ce vrem însă este să nu moară oameni din cauza unor decizii incompetente luate la un fel de un soi de bravură care absolut inconștientă, care duce la moartea oamenilor. Nu se știe în momentul ăsta exact cine a dat ordinul. Vom vedea, vom cerceta în continuare. Ceea ce doresc familiile, încă o dată, este să ele spun, ni se reproșează permanent că suntem doar furioși și îndoliați, ceea ce nu este deloc adevărat. Sunt niște oameni raționali, sigur îndurerați că ne-au murit rudele, copiii sau soții sau tații, dar e timpul să se afle totuși adevărul, pentru că după 7 luni, și asta ministrul Dâncu a recunoscut, nici măcar ancheta militară nu s-a terminat. Dar aminte cea penală. Armata nu știe în momentul ăsta, s-o susține că nu știe cine a dat ordinul, de ce s-a zburat, dacă s-a zburat regulamentar și așa mai departe. Da. Singurul motiv pentru care justiția nu trebuie grăbită este ca să-i dăm timp să fie corectă. Altfel... De acord. Este doar de acord, mușamalizat. Dar oameni, așa este, Vlad, dar oamenii își amintesc, ascultătorii își amintesc că acum câteva zile ministrul Dâncu a spus următorul lucru. Procurorii au exagerat în cazul avioanelor despre care s-a spus că n-au zburat, s-au zburat prost pentru că era chirosenul falsificat. Corect, da? Uh-huh. Însă, una spun procurorii, iar noi avem analizele noastre în armată, a spus ministrul, și avioanele n-au pățit nimic. Aia a fost declarația lui. Și noi am pus declarația asta față în față cu ceea ce se întâmplă în cazul Gogălnicianu și accidentului acesta teribil și l-am întrebat, bine, ok, sigur că nu trebuie să grăbim justiția, ea trebuie să-și spună cuvântul, dar armata trebuie să știe dacă s-au respectat regulile, dacă totul e, dacă tehnic, meteorologic, uman, pe lanțul de decizie lucrurile au fost făcute în regulă. Și a recunoscut că da, armata trebuie să aibă propria investigație, pentru că altfel poate procurorii sunt prea blânzi sau exagerează, cum a spus chiar el, nu? Ei, nu cred că, acum, serios, despre cazul ăla am vorbit și noi, scuză-mă că te întrerup. Eu nu-mi imaginez că procurorii fac o anchetă și inventează un prejudiciu de 6 milioane și jumătate de euro, observă tot lanțul de distribuție, de unde a venit cherosenul ăla falsificat, ce s-a întâmplat cu el, unde s-a dus, și pe baza acestei anchete și a probelor găsite de ei, judecătorii iau o decizie care este susține ce spun procurorii. Mi se pare că în cazul ăsta, armata, cum să zic, da, are niște proceduri care trebuie respectate și pentru ei ar fi îngrozitor ca țară NATO, nu? Ca armată membră NATO să se descopere că, de fapt, procedurile alea au fost așa privite cu destul de multă indulgență. Adică aici cred că mai e vorba și de altceva. Dar, alt caz, poate nu avem toate informațiile, o să așteptăm finalizarea procesului să ne dăm seama despre ce e vorba acolo. Da, aici am vorbit despre kerosen. Din coace vorbim despre niște oameni care au murit în mai puțin de jumătate de oră, că a fost mai puțin de jumătate de oră, da, nu timp cât au spus ei inițial, armata română a pierdut 8 oameni. E în regulă ca măcar rudele în primă instanță și apoi sigur și militarii care sunt încă în misiuni să știe ce s-a întâmplat. Da. Asta fac toate armatele din lumea asta. Mulțumesc foarte mult, Cătălin Tolontan, pentru intervenția în deșteptare. Deșteptarea cu Vlad Petreanu, George Zafiu și Luca Pastia la Europa FM.